rugat să deschidă geamurile, pentru că aveam insuficiență de oxigen, așa, acută, chiar și acum nu mi-am revenit și le-am spus că-s cardiaca. Fiata nu e interesată, mi s-au înaintat acute ca și printre persoanele care cheamă la violență. Un student francez a fost bătut de autorități pentru că a fost translator pentru o echipă de jurnaliști suedezi. M-au reținut cu trezit la pământ și au început să-mi dea lovituri și în timp, și în cap, și peste spate, și peste mâini, și cu picioare, mă tocau. Credeam că nu o să merg viu. Mâna a fost căcată chiar de câteva indivizi, cu bocanci și lovit chiar cu bâtea, cu, cum spune ei, cu dubinca, cu strigau. Și chiar râdea un moment când mă căcau. Oleg Brega, cameramanul Jurnal TV, după ce a fost bătut bine, a doua seară s-a trezit iar cu poliția în casă peste el. Seara au dat vos la vreo 6-7 polițiști, dintre care numai 2 erau în uniformă, nu s-au prezentat, nu și-au arătat mandatul de percheziție. Organizația Reporteri Fără Frontiere a condamnat derapajele regimului moldovean. Nu numai că aceste acțiuni adâncesc tensiunile dintre România și Republica Moldova, dar alimentează și discursurile naționaliste și agresive, ce pot destabiliza și mai mult situația din zonă, notează organizația. Și cam așa este. Numai că Vladimir Voronin nu gândește deloc așa. Agresiunile au continuat în toate aceste zile. Niciun jurnalist străin n-a putut călca pe teritoriul moldovean, pentru că Vladimir Voronin și-a dat probabil seama că orice relatare obiectivă despre ceea ce se întâmplă în Chișinăul lui, ce mocnește a revoltă, poate fi periculoasă pentru el. România a reacționat calm la provocările Chișinăului, prea calm, spun unii, dar politicienii se justifică spunând că nu pot cădea în plasa întinsă de moldoveni care exact asta așteaptă, o reacție mai dură de la București, ca să poată avea justificare pentru acuzele pe care le lansează la adresa țării noastre. România e în spatele protestelor, spune președintele moldovean Vladimir Voronin, susținut indirect și de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care afirma că nu poate trece cu vederea faptul că tinerii protestatari au arborat simboluri românești. E cineva în toată povestea asta care tace însă mâlc. Șeful statului, jucătorul Traian Băsescu, nu a spus nimic despre ce se întâmplă în Moldova. Prima vizită a mandatului său de președinte a fost la Chișinău. Acum, pe final de mandat, Chișinăul pare să fie ieșit cu totul din vocabularul președintelui. În toate aceste lucruri, de fiecare dată și anul acesta, încă mai mult este implicat statul vecin României. Avem și probe. Noi avem statul nostru dependent Republica Moldova. Să nu-ți bagi nasul acolo unde nu le șerbe oală. România apreciază că această acuzație este o provocare la adresa statului român și România consideră că este inacceptabil ca puterea comunistă de la Chișinău să transfere responsabilitatea pentru problemele interne din Republica Moldova pe seama României și a cetățenilor români. Dar provocarea nu s-a oprit aici. Vladimir Voronin a trecut la gesturi ostile directe. A introdus pe loc vizele pentru cetățenii români care vor să intre pe teritoriul Republicii Moldova și i-a declarat persoane non grate pe ambasadorul nostru la Chișinău, Filip Teodorescu, și pe un alt membru al misiunii. Gestul autorităților de la Chișinău este fără precedent. Nu există în istoria Uniunii Europene vreun stat membru al Uniunii Europene căruia la un moment dat să-i se expulzeze, cum absolut aberant se exprimă din punct de vedere juridic ca și diplomatic, un reprezentant al autorității de la Chișinău, pe motive față de care în acest moment nu există niciun fel de argument. Un gest fără precedent care a trecut parcă neobservat la Bruxelles. Vineri, ministrul de externe a anunțat că situația din Moldova va fi discutată la reuniunea șefilor de misiuni de la Bruxelles și la Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene. Un comunicat publicat joi de miniștrii de externe francez, ceh și suedez arăta după cum urmează. Cităm, înțelegând complexitatea relațiilor moldo-române, facem apel la guvernul moldovean să restabilească relații normale cu România. Am încheiat citatul. Adică relațiile sunt complicate, dar încercați și voi să vă înțelegeți. Comunitatea internațională pare complet dezinteresată de ceea ce se întâmplă la Chișinău. La Ministerul Afacerilor Externe au avut loc, e drept, întâlniri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și NATO, din care nu a rezultat însă o condamnare fermă a acțiunilor Chișinăului. De ce?
intuim două răspunsuri posibile. Bruxelles este în acest moment mult mai interesat de refacerea relațiilor cu Rusia decât de relansarea unui val de revoluții portocalii, val care s-a spart de mult pe malul realității. Asta pe de-o parte. De cealaltă parte, problema europenilor și a americanilor este în acest moment economia. Nu se mai hazardează nimeni să susțină financiar sau moral mișcări de protest anticomuniste, așa cum s-a întâmplat acum 5 ani în Georgia sau Ucraina. În fața unui regim imprevizibil, cum e cel de la Chișinău, deocamdată protestatarii au cedat. România, la rândul ei, a preferat să se abțină și să nu răspundă similar după ce ambasadorul nostru a fost trimis acasă. Ba mai mult, Bucureștiul a propus deja un înlocuitor, în persoana lui Mihnea Constantinescu, și a așteptat, cu minte, un răspuns de la Chișinău. Acum, în ce măsură cu minte înseamnă și cu minte, numai istoria ne va spune. Ce faci când ești blocat din toate părțile, când televiziunea națională dă spectacole pentru copii, deși în centrul capitalei se dau lupte grele între poliție și tineri, când telefoanele sunt întrerupte, când străzile sunt împânzite de filtre de poliție, iar orașul este controlat mai ceva ca în vreme de război? Faci revoluție online, pe Messenger, pe blog, pe Twitter, rețeaua de microblogging prin care s-au transmis practic protestele de la Chișinău. O mână de tineri a oferit presei din Republica Moldova, din România și din Occident informații calde de la fața locului. Generația Twitter a luat prin surprindere și autoritățile de la Chișinău, binecunoscute de altfel pentru vigilență și experiență atunci când vine vorba de supravegherea și controlarea maselor. În plus, comunicațiile, susțin protestatarii, au fost întrerupte în urmă cu puțin timp la Chișinău, telefoanele mobile nu mai funcționează, acum protestatarii, pentru că vorbim de foarte mulți tineri, folosesc platforma Twitter, o cunoașteți foarte bine, acea platformă care permite schimbarea de mesaje scurte între cei abonați. Așa s-a transmis prima zi de proteste de peste Prut. Revolta n-a fost doar una politică, a fost o revoltă a unor tineri pentru care libertatea este virtuală. Internetul este probabil singurul loc în care se pot exprima liber. Nu puțini sunt cei care s-au plâns că la școală, în căminele studențești și pe stradă, sunt atent supravegheați și trebuie să aibă grijă ce spun și cum se comportă. Starea lor ne amintește vremurile trăite și de noi înainte de Revoluția din 1989. Cu o diferență majoră, noi nu aveam acces la internet. Tinerii din Republica Moldova au însă și au profitat de asta. Ca la un semn, piața Marii Adunări Naționale s-a umplut de oameni, majoritatea liceeni și studenți. Opoziția de la Chișinău s-a dezis de proteste. Președintele Vladimir Voronin, liderul comuniștilor ieșiți și la alegerile de duminică învingători, a acuzat în consecință România de organizarea demonstrației. Manifestanții însă au fost chemați în centrul Chișinăului prin internet. 30.000 de oameni s-au strâns acolo, iar piața Marii Adunări Naționale cu nume de cod PEMAN a fost pe tastele câtorva mii de utilizatori ai internetului. A fost o revoluție mai ales pe Twitter, o rețea de microblogging în care tinerii de peste Prut și-au transmis și au transmis, mai ales pentru cei de peste graniță, informații proaspete despre evenimentele de la Chișinău. Mergeam de câteva ori în piață, mă întorceam apoi acasă să scriu, sunam prieteni, citeam ce scriu alții pe Twitter și postam mai departe. A povestit pentru Cotidianul Mihai Moscovici, unul dintre revoluționarii Twitter, despre cum și-au petrecut prima zi de proteste în capitala Republicii Moldova. YouTube a fost invadat și el de înregistrări video ale demonstrațiilor violente. Blogurile de fotografii, unele dintre ele dovezi că tot ce s-a întâmplat peste Prut s-a întâmplat în prezența și cu acordul forțelor de ordine din Republica Moldova. Zeci de mii de mesaje, multe informații prețioase s-au dat cu ajutorul internetului și rețelelor de comunicare și socializare online. Unele dintre acestea, operate de providerii de internet din Republica Moldova, au fost închise. Chiar și așa, revoluționarii Twitter nu renunță. De altfel, numărul mesajelor transmise în rețeaua de microblogging crește pe zi ce trece. Atât despre situația din Republica Moldova, atât deocamdată, pentru că vom continua să urmărim cu atenție din acest studio acțiunile regimului Voronin.